La final de mandat al guvernului AIE1, ministrii își fac bilanțul la Publica TV. Astăzi invitat în țara lui Dogaru au fost ministrul în exercițiu al apărării Vitalie Marinuță. Potrivit acestuia, chiar și cu un buget auster, Armata Națională s-a descurcat exemplar. Mai mult, Marinuță spune că au fost făcuți pași concreți pentru restructurarea unităților militare și a instituțiilor de control. Ministerul Apărării va promova în 2011 un program de asigurare cu apartamente a militarilor. Potrivit lui Marinuța, de locuințe au nevoie peste 1000 de persoane. Totodată, ministrul în exercițiu a afirmat că Republica Moldova nu își poate permite deocamdată o armată prin contract, chiar dacă militarii își doresc foarte mult acest lucru. Neavând bugetul necesar pentru o dezvoltare, am început de la restructurarea unităților militare, restructurarea organelor de conducere, a Ministerului Apărării, a Marelui Stat Major. Marea majoritate a soldaților în termen sunt cu 9 clase, din familii cu un părinte și cu toate eforturile care noi le depunem, aceasta este situația. Noi menținem pregătirea de luptă la nivelul care permite și finanțarea, dar totodată și dotarea Armatei Naționale.